Județean Sălaj, că putem avea o colaborare foarte bună cu ministerele de resort, în special Ministerul Dezvoltării, și că echipa de la Consiliul Județean a fost pregătită să poată depune primul proiect pe această axă de finanțare Anghel Salin. Este primul proiect pe care l-am făcut și astăzi nu ne rămâne de făcut decât să ne bucurăm, să mulțumim constructorului, să mulțumim tuturor factorilor care s-au implicat pentru realizarea acestui drum. Vreau să mulțumesc și domnului Deneș pentru că a avut un cuvânt în ceea ce înseamnă colaborarea între Consiliul Județean, Ministerul Dezvoltării, atâta vreme cât a fost acolo domnul ministru Ceche Otilo, și vreau să-i transmitem mulțumirile noastre și aprecierile pentru munca depusă. Vreau să o felicit pe doamna director, Ghilea, cu echipa de la investiții, pentru că au fost pregătiți din primul moment pentru tot ceea ce însemnat documentația pentru acest drum. Îi dau cuvântul domnului vicepreședinte să ne spună câteva cuvinte și, mă iertați, domnul vicepreședinte, vreau să-i mulțumesc și domnului primar, pentru că fără colaborarea factorilor locali, întâmpin diferite probleme care sunt pierdute. Dimpotrivă, aici a fost totul perfect și nu pot decât să mă bucur pentru colaborarea pe care Comuna Cameră are cu Consiliul Județean Sălaj. Vă mulțumesc. Vă rog, domnule. Mulțumesc, domnul președinte. Foarte pe scurt, în primul rând vreau să mulțumesc și eu pentru sprijinul politic din partea domnului deputat și a domnului fost ministru Ceache Otilo, că am reușit să facem acest drum. Chiar pe drum ziceam la domnul deputat că cei din cameră așteaptă de 30 de ani încât să reușim această investiție și uite că se poate, am reușit, am finalizat și sper să finalizăm în următoarea perioadă, să finalizăm încât județul Sălaj să nu mai aibă drumuri de pământ, drumuri județene. E o mare bucurie pentru noi și eu mulțumesc la fel echipei de la investiții, mulțumesc constructorului pentru răbdare și pentru colaborare pe care am avut și sigur vă urez tuturor cei din cameră și cei care vor să folosească acest drum județean multă sănătate și fără evenimente rutiere. Mulțumesc mult! Domnul deputat, păi, și eu felicit Consiliul Județean pentru această realizare și mai în glumă, mai serios, când am venit, am spus că eu care cunosc județul Sălaj, aici n-am mai fost. Deci asta e o deschidere, nu numai a camărului, a tuturor comunităților, mai ales după Valea Bartolului și Valea Crăznic, spre satul mare, spre Europa. A fost un gând foarte serios și un proiect al nostru, aceste proiecte de accesare a drumurilor, de a putea circula comunitățile noastre, camărul a fost o comunitate sac. Deci ai intrat în cameră, nu aveai unde să mergi mai departe, trebuia să te întorci prin. Este domnul Haimar. Și Caraselicul la fel. Ei, datorită acestor proiecte, programe, pe care încă o dată vă zic pentru că și să le realizați, comunicarea este foarte ușoară, mai scurtă, altfel pot oamenii comunica, altfel pot să se adreseze tuturor acestor băi termale care de acum au ajuns foarte aproape și că, de fapt, drumurile sunt un mijloc foarte important pentru dezvoltarea economică. Transportul este o foarte importantă a economiei noastre, ori ușurarea transportului, crearea drumurilor, inclusiv a trăsăților pe care le așteptăm de foarte multă vreme, înseamnă dezvoltare comunităților. Multe felicitări și, cum a spus domnul Luiz, să folosiți drumul fără accidente și cu folos. Mulțumesc. Domnul... Unde este domnul constructor? Aici. Vă rog, domnule. Vreau să vă mulțumim și noi pentru întreaga colaborare tuturor factorilor care au fost implicați în realizarea acestui proiect. Considerăm că am avut o colaborare foarte bună, începând de la beneficiar, proiectant și consultant. Vă mulțumim și să-l folosiți sănătoși, cei care mai au fost. Mulțumim. Vă mulțumim și vă așteptăm cât de curând. În data de 7 pe toți cei prezenți, vă așteptăm la recepția unui alt drum, la fel de important, între Cehul Silvaniei și Crișeni. Încă o dată demonstrăm că ne-am angajat la o muncă pe care putem duce la bun sfârșit. Astăzi suntem în vestul județului, nord-vestul județului. Mai zilele trecute eram în sud-estul județului și peste tot în județul Sălaj se lucrează. Cu siguranță aceste drumuri, așa cum spunea și domnul deputat, vor aduce dezvoltare. Pe lângă faptul că noi putem să ne deplasăm,
în alte județe, avem toate ieșirile deja rezolvate spre toate județele și mă bucur că și domnul Bolojan s-a ținut de cuvânt și drumul care leagă Balcu de județul Sălaj este în lucru. Vor veni oameni să ne vadă și pe noi acasă la noi, pentru că avem ce să arătăm. Dacă vorbim de Comuna Camăr, e o zonă viticolă înfloritoare și care oferă foarte multe tuturor celor care vor să cunoască județul Sălaj. Sănătate multă și vă așteptăm și data viitoare, pe 7 decembrie, la recepția unui alt drum la Cehul Silvani. Felicitări! Toate cele bune! Mulțumim, domnul director, pentru colaborare! Vă bucur! A ieșit o treabă foarte frumoasă! Mulțumim frumos! Cum vă invităm la o cafea? Domnul primar, era necesar și este necesar. Da. Urmează să deschidem comuna și dincolo e deschisă, dar să aibă un drum cum trebuie. Atunci de la Halbă se va putea circula foarte frumos.